Bun găsit tuturor! Astăzi vă arăt cum fac eu lapte de cocos. Metoda 1. Lapte din nucă de cocos proaspătă. Mai întâi trebuie să vedem cum alegem o nucă de cocos bună. Mergem la supermarket să o cumpărăm. Dar ca să nu fim stresați cu traficul și cu tot ce se întâmplă de jur împrejur, ne imaginăm de fapt că mergem noi înșine să culegem nuca noastră de cocos. Dacă n-aveți timp, trimiteți-l pe copilul interior. Știți cum se duce el? Imediat se duce, în fugă. Puneți-i la copil când ajunge acolo să clătine bine toate nucile. Cea care se aude cea mai plină, pe aceea să o aduc acasă. Dacă nu are apă în ea, e stricată. Spălăm nuca de cocos tot timpul, cel puțin o clătim așa, pentru că nu știm de acolo de unde a fost ea adusă, prin firuri, prin mașini, prin depozit pe unde a stat, ce a circulat și cum a circulat pe ea. Acum, bineînțeles că va trebui să o spargem, să scoatem apa de cocos din ea și pulpa de cocos din care vom face laptele de cocos. Ea are 3 ochi și 3 linii din acestea. Acestea sunt punctele ei slabe, acolo va trebui de fapt să o lovim cu un ciocănel până când începe să crape. Ne putem risca să o spargem și să colectăm apa de cocos în felul acesta, dar eu prefer o metodă mult mai eficientă. Cu un obiect mai subțire și mai ascuțit, încercăm să străpungem cel puțin 2 din cei 3 ochi pe care îi are, în așa fel încât să putem să colectăm apa de cocos în felul acesta. Apa de cocos este absolut minunată la gust și este plină de vitamine și de nutrienți. Nu este de aruncat, nu vrem să pierdem nici măcar o picătură din ea. O strecurăm și în timp ce o bem ne imaginăm că suntem pe o plajă exotică. Și acum, cu ajutorul unui ciocan, vom începe, bineînțeles, și o să o lovim în punctele ei slabe, puțin câte puțin și pe urmă pe toată suprafața nucii, până când începe să crape în diverse locuri. Mi se întâmplă de multe ori să se spargă perfect, dar de data aceasta vreau să vă arăt cum e că nu se sparge ea perfect și se face în bucăți mai mici așa. Nu e cazul să ne speriem să credem că noi nu știm să facem ceva, pentru că se poate întâmpla chiar și acolo la mama ei acasă să se spargă în bucăți așa mai mici și să o curățe oamenii fix așa cum o să o curățăm și noi. Cu atenție dezlipim pulpa de pe coajă. Atenție, cuțitul niciodată nu-l ținem îndreptat spre mâna noastră, îl ținem îndreptat în direcția cealaltă. Orice ar fi, trebuie să ne asigurăm că nu ne intră cuțitul în mână. O spălăm un pic și cu ajutorul unui aparat de curățat cartofi o vom curăța de coajă. Cei mai mulți dau pulpa de la nuca de cocos rămasă pe răzătoare, după care o pun la blender. Eu, pentru că am un blender destul de puternic, nu văd motivul pentru care ar trebui să stau să mai dau și la răzătoare. Le pun așa în bucățele un pic mai micuțe, pe toate la blender împreună cu apă și fac laptele de cocos. Adaug așadar 500 de ml de apă caldă spre fierbinte peste nuca de cocos și o dau la blender, după care o scurg și voi mai adăuga încă 300 de ml de apă peste pulpa care a rămas după prima scurgere. Voi da din nou la blender pentru a obține din nou lapte. Și din nou o mulgem bine de tot nuca de cocos, să nu rămână nici gram de lapte în urmă. Și pentru că ne-am ostenit prea mult să facem, ne servim atunci cu un păhărel să prindem un pic de forță. Din pulpa rămasă am făcut niște biscuiței. De obicei o amestec fie cu marmeladă de caise, așa cum vedeți aici, fie cu pastă de curmale sau chiar și cu marmeladă din fructe de pădure. Dacă nu știți despre ce marmelade vorbesc, la final de video dați click pe aceste imagini și veți găsi rețetele. În loc de marmeladă puteți, bineînțeles, folosi și piure de banană. Adăugăm marmeladă sau piure de banană până când obținem o pastă modelabilă, precum o plastelină. Am adăugat și niște bubițe din acela de ciocolată, am format biscuiței, i-am copt pentru 15 minute, undeva la 180 de grade Celsius, cât să se rumenească puțin. Laptele de cocos, dacă fac mai mult, îl las în bol. Nu-mi place să-l pun în sticlă pentru că se strânge, bineînțeles, tot la suprafață și pe urmă nu pot să îl amestec foarte bine să-l servesc în pahar. Ce v-am prezentat până acum este, de fapt, metoda pe care o folosesc cei mai mulți. Uitați însă exact cum fac eu cu laptele, în așa fel încât să-l beau și proaspăt în fiecare zi și să nu mă mai încurc acum cu toate bolurile sau cu sticlele din care nu pot să torn laptele de cocos de la frigider. După ce curăț nuca de cocos, voi pune pulpa, bineînțeles, în bucăți mai mici la congelator.
Când am poftă de lapte, scot de la congelator cât am nevoie, pun apă fierbinte peste, dau la blender și fac lapte proaspăt de cocos. Putem păstra și la frigider, dar am observat că de obicei după 2-3 zile, nuca de cocos prinde așa o chestie lipicioasă pe ea. De data aceasta am vrut să-mi fac un turmeric latte, așa că în loc să dau doar nuca de cocos cu apă la blender, am adăugat scorțișoară, ghimbir, turmeric și bineînțeles puteți să vă puneți și un îndulcitor după gust și după preferință. Adevărul este că eu nu pun niciun îndulcitor pentru că mi se pare destul de dulce deja laptele de cocos. Pulpa care rămâne o puteți colecta, bineînțeles, la congelator și pe urmă o puteți descongela și folosi așa cum am folosit-o la biscuiței de dinainte. Hai să aveți poftă! Metoda 2. Cum facem lapte din fulgi de cocos? Pentru a obține 200 de ml de lapte, folosesc o măsură din aceasta de 100 de ml de fulgi de cocos uscați împreună cu 200 de ml de apă fierbinte. Le pun într-un pahar, le las undeva la 50 minute să hidrateze, după care, bineînțeles, că le dau la blender foarte bine. Curăm totul, colectăm pulpa, bineînțeles, o punem la congelator, așa cum am spus, și ne folosim de lapte. Ne mărturisesc că am fost obraznic și de data aceasta nu mai e copilul interior, sunt eu direct. Eu sunt de vină. Ce-ai mai face cu tot? Să ne auzim cu bine și să-mi trăiți 100 de ani!